Bună, bine v-am găsit la un nou interviu Marca Only Smarts și îl avem astăzi în studio pe nimeni altul decât domnul profesor dr. Laurențiu Staicu de la Facultatea de Filozofie. Am decis astăzi să discutăm despre ce înseamnă sănătatea mentală, pentru că adesea discutăm doar despre ce înseamnă boala mentală, un subiect care e de altfel extrem de controversat. Dânsul a scris numeroase articole legate de filozofia psihiatriei și despre metafizică și, nu în ultimul rând, una din cărțile sale recente, nu? Socrate în Blugi, nu? Una care a primit o foarte mare, să zicem așa, ovație publică, dacă nu mă înșel. Bun, îl avem pe estimatul domn în studio și cred că aș începe cu a ne spune dânsul de ce a ales exact subiectul de a vorbi despre ce înseamnă sănătate în opoziție cu ce înseamnă boală mentală, după cum vă spuneam, care e de altfel și titlul unei celebre cărți a lui Thomas Zas, What is Mental Illness, ce înseamnă boală mentală. Și vă rog, estimat domnul, stai cu Mulțumesc maezar, mult. vă ascult. Mulțumesc mult și mă bucur că mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că mi-ați oferit prilejul să vorbesc despre subiectul ăsta. De ce despre sănătatea mentală? Pentru că la noi nu prea se știu multe lucruri despre asta, în primul rând. Apoi pentru că sigur interesul meu strict personal e foarte mare. Mă interesează foarte mult filozofia psihiatriei. Din câteva motive cheie, aș spune. În primul rând că e o știință tânără. Are o istorie scurtă, 100 și ceva de ani, și ca întotdeauna în astfel de situații se schimbă foarte multe lucruri. E multă efervescență în psihiatrie. Și asta pentru un filozof e un teren absolut fascinant de studiu. În al doilea rând, pentru că, sigur, dacă este să ne gândim un pic, psihiatria are relații mult mai strânse cu societatea decât, să spunem, o altă știință a vieții, cum e biologia. Chiar dacă și acolo, desigur, legăturile sunt strânse, dar în cazul psihiatriei, poate apucăm să discutăm la un moment dat, legăturile sunt mai strânse și, aș spune, mai subtile, mai uneori chiar perverse, aș îndrăzni să spun. De aici interesul meu și propunerea cu acest subiect și, poate, în ultimul rând, și, să spun așa, o motivație care vine din situația prin care trecem astăzi. Cu toții, când, cum spunea un prieten al meu, lumea pare să o fi luat razna cu totul și poate merită să zăbovim un pic asupra acestui concept de sănătate mentală și să vedem de fapt ce înseamnă. Sigur, în primul rând v-aș invita să vă prezentați. Ce v-ați vedea mai degrabă, în primul rând, ca metafizician, ca epistemolog, ca filozof al științei? Acum aș spune că, cel puțin, ăsta e rolul cu care am venit aici, ca filozof al științei. Cu acest interes, cum spuneam, specific pentru psihiatrie ca știință, dar am interese și în zona metafizicii, în zona filozofiei biologiei, în zona filozofiei practice, consilierea filozofică, însă astăzi mi-am pus, ca să spun așa, pălăria de filozof al științei, cu ea am venit la dumneavoastră. Sigur, deci n-ați dori să intrăm în partea de metafizică. Putem intra oricând în partea de metafizică, dar s-ar putea să ne fie greu să mai ieșim de acolo și să ne întoarcem la conceptul de sănătate mentală. Pentru cei care nu știu că există filozofia biologiei, filozofia fizicii, filozofia chimiei, inclusiv filozofia psihiatriei, încercați să le spuneți telespectatorilor cât se poate de concis, dacă se poate, ce face diferența dintre această aceste AI de filozofie AX, unde X reprezintă o știință, care știm cu toții că s-a desprins de trunchiul comun al filozofiei în momentul în care au existat convenții la nivel ontologic și aș spune chiar epistemologic legat de care e obiectul de studiu și cum ar trebui să studiem față de metodologia științei respective. Cu ce diferă, să zicem, filozofia biologiei sau psihiatriei sau orice alte ramuri de metodologia respectivei AI? Păi aș spune că diferența principală e dată de, sigur, sunt multe elemente care contribuie la diferențiere, dar diferența, poate cea mai importantă, este că filozoful e interesat de acest traseu, care în cazul oricărei științe e destul de complicat, de la observații până la cunoștință. Și de, în al doilea rând, de
rețeaua conceptuală, de acele concepte fundamentale în jurul cărora se dezvoltă orice știință. În vreme ce omul de știință, cum ar spune Kuhn, care lucrează într-o perioadă normală, nu în epoca unei, în perioada unei revoluții, nu e întotdeauna interesat de aceste reflexii, hai să spunem, metateoretice și de această rețea conceptuală. El a învățat acele lucruri în școală, s-a instruit în facultate și apoi le aplică. Asta nu înseamnă că nu e posibil și invers. Sunt mari oameni de știință care au fost filozofi ai științei, Einstein, Bohr, Heisenberg și alții, dar diferența e foarte mare. Acum, sigur, există deosebiri mari și între filozoful științei și istoricul științei sau sociologul științei. De pildă, dacă istoricul privește nu știința ca pe un proces de acumulare de cunoștință, un proces istoric și e interesat de evenimentele care îl marchează, filozoful e interesat mai degrabă de aspecte metodologice. Observații, natura experimentului, rolul pe care îl joacă experimentul în formularea ipotezelor, apoi cum sunt construite ipotezele și cum sunt ele testate și, de asemenea, de acele concepte cheie. De pildă, în cazul biologiei, un astfel de concept care pe mine mă preocupă în mod special e conceptul de specie. Speciile evoluează, dar nu știm încă ce sunt speciile. Adică avem, desigur, mai multe teorii, avem mai multe definiții bune care funcționează, dar care dau taxonomii distincte și asta face să fie, iarăși, biologia o știință foarte interesantă pentru un filozof. Cam așa văd eu deosebirile. Sigur că numai despre asta și-am putea vorbi până mâine, pentru că e un subiect foarte bogat. Dar cred că... Deci, altfel spus, ați spune că filozofia unei științe sunt motoarele nevăzute din spatele schimbărilor de paradigme kuhniene? De multe ori da. Nu întotdeauna. Aș spune că, deși, sigur, există și astăzi și au existat, cel puțin în secolul 20, când se naște disciplina asta numită filozofia științei, ca disciplină autonomă, au existat filozofi care și-au, aș spune eu, arogat meritul ăsta de a direcționa o știință sau alta, de a o ghida. De multe ori sunt în spate și contribuie în multe situații cot la cot cu oamenii de știință la lămurirea anumitor chestiuni teoretice, la clarificarea înțelesului anumitor concepte fundamentale, la propuneri extrem de utile în practica cercetării. E o colaborare care, cel puțin în ultimele decenii, e, a spune, pronunțată în anumite discipline. De pildă, cum e cazul iarăși al biologiei, îl dau exemplu, dar și în cazul psihiatriei, lucrări de, hai să spunem, de biologie, lucrări care abordează chestiuni teoretice din biologie, dar la care contribuie în egală măsură biologi și filozofii biologiei. E o colaborare, aș spune, foarte fertilă între filozofi și oamenii de știință. Până la urmă, dacă e să ne gândim un pic așa, ar și trebui să fie. Bun, a zis despre psihiatrie că este o știință relativ tânără, la fel ca și psihologia, care e ramura mai generală. Sunt anumiți filozofi și anumiți comentatori care consideră că medicina, sensul ampliore, adică în sensul cel mai larg posibil, e de fapt nu o știință, pentru că e o ramură aplicată, care are o componentă normativă, deja aleasă, a fiziologiei și biologiei sau anatomiei umane. Cum vedeți dumneavoastră o astfel de poziție? Cred că e puțin prea tare, adică mi-e greu să văd medicina în genere și în cazul nostru nu psihiatria ca nefiind o știință. Spuneam că istoria psihiatriei e o istorie relativ scurtă. Începe în secolul XIX și nu, povestea oficială încă e cam în felul următor. E o poveste frumoasă, romanțată, cu eroi, cu răufăcători, cu un final fericit. Povestea oficială spune cam așa, că în secolul XIX unii în Europa au început să studieze pe fundamente biologice creierul. Emil Krapelin, Minor, Theodor Minor, de pildă, și lucrul ăsta a fost extrem de bun, căutând cauzele, rădăcina bolilor mentale în creier. Pentru că ei lucrau pe fundalul acestei ipoteze că tulburările mentale sunt provocate de tulburări, să spunem, sau anomalii. Exact, ale creierului.
După care, după acest început bun, spune istoria oficială, au apărut the bad guys, psihanaliștii, care cu verbiajul lor și cu ermetic de multe ori și misterios au sucit cumva mințile publicului larg și ale specialiștilor și au preluat puterea în establishmentul psihiatric, medical. Și, cum spunea un sociolog, Grossen, prin 1978, la o emisiune televizată din Statele Unite, au dus psihiatria în evul mediu timp de vreo 50 de ani. Abia în anii 80, iarăși niște revoluționari au schimbat această situație și au readus, au repus biologia pe fundamente biologice solide și de atunci încoace lucrurile sunt în regulă. Așadar, dacă ne uităm chiar la această descriere foarte sumară a istoriei oficiale... În regulă, având în vedere poziția unei metafizici în care stările mentale supraadministrează, ca să folosesc termenul lui Kim, stările fiziologice. Da. Asta ne duce direct în teritoriul filozofiei psihiatriei. Pentru că ce lipsește, nu, din povestea asta romantică pe care am descris eu mai devreme și care e încă răspândită în rândul psihiatrilor, deși începând cu anii 2000 au început să apară voci foarte critice chiar dinăuntru la adresa acestei povești frumoase, care spun că de fapt e complet falsă, că lucrurile n-au stat așa și poate apucăm să vedem de ce e falsă, ce lipsește? Lipsește o viziune foarte clară cu privire la ce înseamnă minte. Adică noi vorbim și asta cumva jumătate în glumă, jumătate în serios. E prima întrebare pe care ar trebui, zic eu, să o ridice un filozof cu privire la psihiatrie, care nu se dezvoltă cumva în jurul acestor concepte strâns legate unul de altul. Corect. Și dumneavoastră sunteți metafizician. Și ca metafizician știți că există o mare problemă, da? Haideți să lăsăm foile deoparte, legată de natural kinds sau categorii naturale în spectru minții, facultățile mentale. Franz Brentano ar fi spus că marca minții este intenționalitate. Da. Intenția arcum in, la fel cum ești ațintit asupra ceva cu arcul, la fel mintea e ațintit asupra ceva, ai percepții despre. Gânduri despre, memorii, amintiri despre, gânduri, am zis, percepții despre. De asta cum vedeți punctul ăsta, ca marca minții, orice ar însemna, e intenționalitate? Sigur că este, nu? E greu să respingem asta, e greu să spunem, atunci când vorbim despre minte, nu ne întâlnim cu intenționalitate, deloc. N-aș spune însă că e semnul distinctiv, așa cum credea Brentano, pentru că, sigur, și mai târziu și alții, și Husserl și alții, care încercau să facă știință despre minte, despre conștiință. Și lucrul ăsta a rămas în continuare o întreprindere extrem de importantă, dar în pofida eforturilor, încă nu putem spune că știm astăzi ce este minte. Și asta e principala problemă, în fond, a spune pentru psihiatrie și nu numai pentru științele asociate care se ocupă cu sănătatea mentală. Vorbim de sănătate mentală, nu? Dar încă nu avem o definiție foarte clară, univocă. A minții. Al patrulea mai fi zis că mintea trebuie definită funcționalist. Sigur, există o grămadă o bogăție extraordinară de propuneri, de ipoteze. Eu vorbesc despre propunerile în principal că au prins. Funcționalismul divorțat ontologic de mediul de realizare, teza realității multiple, poți să fii dualist și să fii funcționalist, poți să fii materialist, monist, poți să fii absolut orice și să fii funcționalist, pentru că definițiile sunt funcționale. Ce înseamnă să ai o credință despre? Este această stare mentală în care s-ar afla o anumită entitate, care poate fi instanțiată metafizic în chipuri de siliciu sau în neuronii noștri, care sunt organici cât se poate, produsul selecției naturale, și să ai relațiile astea cauzale cu asta și cu asta, ai zice Padna. Da. Și a prins, pentru că științele cognitive de astăzi, apropo de programul care l-am avut invitat acum două săptămâni pe stimatul domn Dragoș Iliescu, care face programul de științe cognitive împreună cu stimatul domn Dumitru, a prins bine, la fel cum a prins și teza modularității a lui Schroeder. Pentru că, în principal, de ce cred eu și m-aș hazarda că a prins, este pentru că e divorțat ontologic de vreo anumită poziție. Nu trebuie să fii neapărat fizicalist, poți să fii și dualist,
E safe. Și e safe, nu? E sigur. Exact, asta este. E safe, dar nu e destul de safe pe cum ne-am dorit. Pentru că, da, strategic e o poziție bună, sigur. Unii consideră că și panpsihismul e o poziție bună strategic, oricât ar suna de trăznit. Dar totuși, ce ne spune despre minte funcționalismul? Adică poate să fie bună ca ipoteză de cercetare în domeniul științelor cogniției, fără îndoială, dar în cazul psihiatriei, ca știință care lucrează într-un fel direct cu publicul, care, ale cărei legături cu publicul sunt foarte directe, e riscant să fim funcționaliști. Mi-e greu să-mi imaginez cum aș putea să fiu funcționalist ca psihiatru, care lucrează cu niște pacienți și încearcă să îngrijească de sănătatea lor mentală. Și atunci, ipotezele acestea, oricât ar fi ele de interesante și de bune, nu, de utile în filozofia minții, în științele cogniției, cred că încă e prematur să le putem duce ca o bază, ca un fundament teoretic pentru psihiatrie. De ce? Poate pentru că, și nu cred că e un motiv slab, riscăm să, în felul ăsta, să repetăm greșeli care s-au mai făcut în istoria asta scurtă a psihiatriei. Și s-au făcut, de pildă, nu, în anii 80, toată lumea spunea, gata, acum știm ce e creierul. Și asta e o chestiune, poate merită discutată la un moment dat, cum afectează această încredere în sine a științei, uneori foarte mare, cum afectează publicul. Pentru că mass media a participat la această revoluție biologică din anii 80, îngroșând ușa. Acum știm ce e creierul, tot ceea ce până acum părea de neînțeles, acum e de înțeles, e ușor. Acum avem o știință care ne poate spune ce trebuie să facem ca să ne facem bine când suferim de o tulburare mentală sau alta. Și s-a dovedit că n-a fost așa. De pildă, în 2013, deci destul de recent, un Inzel, Thomas Inzel, un fost director al celebrului Institut pentru Sănătatea Mentală din Statele Unite, spunea foarte dur că nu există, spunea el, citez așa din memorie, încă nu există în prezent niciun fundament, nicio bază biologică pentru diagnosticul psihiatric. Tot ceea ce avem în DSM și în alte lucrări similare sunt mănunchiuri, grup de simptome cărora noi le atașăm o etichetă și le dăm o prescripție. Dar nu avem marker încă biologic. Și aici venim la aia ta de expertiză. Categoriile naturale sau tipurile naturale. Natural kinds, cum se numesc. Da, genuri naturale s-a încetățit. Genuri naturale, da. Și știm că există mai multe poziții. Sunt esențialiștii, sunt cei care cred în clustere, cum ar fi Boyd, spre exemplu, și sunt cei promiscui, cum e Dupré sau Kircher. Da, da. Și lista continuă. Lista continuă. Mulți dintre ascultătorii noștri poate nu sunt familiarizați cu jargonul. Ai putea tu să ne spui ce sunt categoriile naturale și, apropo de discuția anterioară despre facultăți, de ce am putea crede că facultățile mentale sunt tipuri naturale? Pe scurt, pentru că e o discuție lungă și asta și foarte, a spune, complicată. Aș porni de la o întrebare. Ce studiază știința? Studiază fenomenele naturii. Până aici, cred că e ușor de văzut că e corect. Dar cum? Cum le grupează? Pentru că nu studiază fenomenele naturii individuale. De pildă, un specialist în botanică e interesat de plante, dar nu de plantele prin individualitatea lor, prin ceea ce le deosebește de toate celelalte plante din aceeași categorie, ci de plantele dintr-o anumită clasă. Adică, cu alte cuvinte, știința studiază, științele naturii studiază genuri naturale de lucruri. De aici și legătura cu biologia, care e foarte puternică între filozofia genurilor naturale și filozofia biologiei. Nu, biologia studiază speciile. Adică niște clase, grupuri naturale, genuri naturale de entități. Și întrebarea pe care o și-o pune filozoful interesat de genuri naturale este cum sunt grupate aceste entități individuale. Aparent, nu am putea spune așa la firul ierbii, păi în baza asemănărilor și deosebirilor dintre ele. Toți urși panda arată la fel. Sunt drăguți, nu? Alb cu negru arată așa și pe dincolo. Tigri au dungi, etc.
Dar dacă mergem mai departe, o să vedem că asemănările și deosebirile nu sunt suficiente pentru știința de astăzi. Și așa se naște problema filozofică a genurilor naturale. Cum clasificăm? Cum segmentăm natura astfel încât să o studiem? Lucru crucial, pentru că în funcție de cum o cartografiem, cum o împărțim în genuri, vom înainta apoi cu studiul și vom spune, vom formula o ipoteză sau alta. Dacă, și asta, de aceea spuneam mai devreme că în biologie chestiunea asta, statutul teoretic al speciilor, e o problemă foarte spinoasă, pentru că în funcție de cum decupăm speciile, vom alcătui o taxonomie a speciilor de plante și animale sau alta. Dacă le grupăm și, după... Și aici vine, ca să duc înapoi în discuția noastră, partea de psihiatrie, marea lovitură a materialismului eliminativ, care spune așa, studiind creierul putem să avem, ca să îl parafrazez, să-l citez pe Platon, nu, din Phaedrus, cu măcelarul care nu taie cum trebuie carnea metafizică, nu taie natura la punctele ei de rupere, ceea ce habar n-avem ce înseamnă neapărat, dar e o vorbă celebră. Și materialistul eliminativ zice, da, avem aceste citoarhitecturi ale creierului, aceste nuclee amigdaliene, nuclee părți ale hipocampului, care le studiem. Citoarhitecturile lui Brodmann, aria Brodmann 1, 2, 3, știm că se deosebesc, pentru că celulele sunt formate într-un anumit fel, sunt un anumit tip. Știm diferitele tipuri de dendrite, cum sunt ramificate, nu, de celule gliale. Și materialistul eliminativ, gen Churchland sau Dennett, zice, da, vezi tu, aceste facultăți mentale care vin de la greci, gânduri, credințe, memorie, nu prea se pupă cu ce spune neurofiziologia și neuroștiințele. Mm-hmm. Și în plus, mă gândeam acum la fenomenul ăsta al schimbărilor de paradigmă. Ne schimbăm foarte des părerile, așa între ghilimele, în psihiatrie despre tulburările mentale. Lasă-mă să dau un exemplu, da? E non-paradigmatic, tulburarea delirantă. Ai spune că tulburarea delirantă are tangență cu credințele de bază ale individului. Uh-huh. Sunt non-fundamentate din punct de vedere empiric. De genul, eu cred despre tine că ești o tarantulă uriașă care vine spre mine și mă papă. Asta e o tulburare la nivelul unei credințe. O credință o numim delirantă. Da? Ontologia mea nu prea e ușor de negociat cu a ta. Uh-huh. E o categorie din acele, cum le descriam anterior, facultăți mentale. Și materialismul eliminativ vine ca poziție metafizică și aș spune și epistemologică, că are ramificații epistemologice mari. Sigur. Și spune, uite, astea sunt categoriile naturale ale creierului și felul în care ele sunt conectate chiar funcțional, dacă am definit categorie funcțional și nu pe bază de citoarhitecturi, nu prea se pupă cu facultățile astea. Nu o să găsești acolo în creier o credință despre sau facultatea memoriei despre. Nu spun că eu sunt materialist eliminativ. Nu știu cum pot să fii față de qualia. Daniel Dennett a încercat. Mie mi-e greu să înțeleg, dar față de atitudini propozițională mi-e ușor să văd discursul și pertinența sa. Da, pentru că nu prea putem. Adică asta iarăși ne întoarce la ce spuneam mai devreme. Nu? Știm foarte multe lucruri astăzi față de ce știam în urmă cu 20-30 de ani despre minte, nu? Despre creier. Dar în continuare știm extrem de puțin, având în vedere ce ne interesează. Și având în vedere ceea ce îl interesează pe psihiatru, nu, când vorbește de sănătate mentală și de tulburări mentale, cum e exemplul pe care l-ai dat tu foarte bun. Cum? Pot să-ți dau mai multe, cum, nu? Cum corespunde? E mult mai ușor în momentul în care avem o corespondență mai ușor de făcut. Sigur. De genul între tulburale memoriei, cum amnezia anterograda, spre exemplu, și toată lumea cred că a văzut filmul celebru al lui Nolan, nu, Memento, cu săracul om care are o leziune la nivelul lobilor temporali, dezvoltă amnezia anterograda. În realitate sunt persoane, n-aș vrea să le spun personaje, consemnate în literatură, care nu poate să țină minte nici 5 secunde și putem să le legăm de hipocamp, să zicem. Ok. Dar ce zici de depresie?
Aici e problema majoră, nu? A categoriei naturale. Acolo lucrurile, asta mi se pare exemplu cel mai, cum să spun, fascinant prin istoria pe care a avut-o conceptul ăsta. La începutul secolului, după ce, că în secolul XIX era numită melancolie, era foarte fazi așa, nu prea... Dar ok, la începutul secolului 20 primește denumirea asta. În continuare nu era considerat o tulburare de, nici de psihanaliști foarte importantă, nici de hai să zicem, psihiatri de orientare biologică. Majoritatea o vedeau ca fiind un soi de mască pentru altceva. Și nu prea aveau ce să facă cu cei care suferau de depresie. Fain, ea evoluează, apare ideea că de fapt e o provocată de un dezechilibru chimic și începe să fie, și este un fenomen interesant, zic eu, probabil nu o să avem noi timp să discutăm mult despre asta azi, începe să fie publicul educat, astfel încât să accepte că nu doar că e rar, e foarte des întâlnit. Prin anii 70 se întâmplă chestia asta. Și apar testele standardizate care încep să măsoare simptome și încet, încet diferențele între formele de depresie care existau înainte, depresia mai severă, endogenă, depresia episodică, depresia comună sau bad nerves, cum ziceau englezii, dispar, se estompează și rămâne un mănunchi de simptome care nu mai sunt corelate cu factori declanșatori, cu istoria personală, nu contează de ce e omul deprimat. Deși înainte conta, după anii 70, încet, încet, ajunge să nu mai conteze. Că a suferit o pierdere în familie, a murit soțul, soția, că și-a pierdut slujba, că s-a întâmplat sau nu ceva, ci contează doar că are aceste simptome. Din momentul ăla, sigur, apar și anumite medicamente pe piață. Iarăși, foarte interesant în privința asta, istoria Prozacului, ce s-a întâmplat. Și încet, încet... Depresia devine dintr-o tulburare rară și de multe ori episodică, devine o chestiune foarte comună, pentru care nu doar că... Desidentificată, cu prevalență exact. Foarte ridicată, exact. În care știm că la finalul vieții aproape 30% din oameni s-ar încadra pe criterii. Exact. Dar s-ar încadra pe criterii ale DSM, să zicem, ale Manualului de Diagnoză mm-hmm. Statistică al Asociației de Psihiatrie Americană, vine din nou aia ta de expertiză. Is it a natural kind? E o categorie naturală? Eu aș spune că nu. Eu aș spune că nu, pentru că dacă ne uităm iarăși la istoria depresiei, istoria din ultimele decenii, ultimele 3, 4, 5 decenii, o să vedem că e foarte greu să spunem ce e natural acolo. Acum, în discuția filozofică din zona filozofiei despre genurile naturale, ceea ce e de lămurit de la început atunci când vorbim de genuri naturale este următorul aspect, cumva foarte, a spune, trivial. Trebuie să fie ceva natural. Și atunci întrebarea mea este ce e natural când vorbim despre depresie? Pot să fie foarte multe lucruri sau pot să fie foarte puține. Convenția, că e o convenție, asta mi se pare evident în definirea depresiei care s-a strecurat subtil începând cu deceniul 70-80 și a devenit un loc comun astăzi, convenția nu poate fi considerată ca ținând de natură. Adică dădeam exemple din biologie, nu? Vorbind de specii ca genuri naturale. Deși nu toți filozofii sunt de acord că speciile sunt genuri naturale. Sau elementele chimice, exemplu clasic al filozofilor științei. Fine, dar elementele chimice sunt entități care există în natură. Sunt, nu, acolo nu sunt dependente de intervenția noastră, dar în cazul depresiei despre ce anume vorbim ca fiind natural. Și e foarte greu de spus, după părerea mea. Și atunci nu știu dacă putem trata tulburările mentale, depresia sau oricare alta ca fiind atât de ușor genuri naturale. Deși știu că psihiatrii și medicii în general își doresc asta, să fie o știință după calapodul fizicii. Avem aceste obiecte de studiu care există. Hai să încercăm puțin să afinăm aceste concepte, pentru că nu sunt 100% convins că mai parte din publicul care ne ascultă înțelege distinția între esențialism, realism promiscu și realismul de tip cluster, mănunchiul al lui Boyd. Ideea ar fi așa, nu? Vine exemplu tipic din chimie.
genurile naturale sunt elementele chimice. Da, au izotopi, dar în principal sunt descrise de numărul atomic de masă, câți protoni are elementul respectiv. Exact. Oriunde când vei vorbi de aur, vorbești despre elementul 79, ori când vei vorbi de iridiu, e 77. Și rămân genuri naturale, chiar și când vorbim despre itium, care este un element artificial construit de om, sau despre elementele transuraniene care sunt construite de om. Plutoniu, uraniu, einsteiniu, laurențiu, etc., etc., nobelenium. Mergem până la 112, că sunt instabile toate. Până la 115 chiar, câte am reușit să facem. Rămân genuri naturale, ar spune esențialistul, pentru că e ceva acolo intrinsec, care nu depinde de relația sa față de alte lucruri, minți, societate, cultură, cutume, care este în interiorul acelor elemente. După care mergem mai sus în ierarhia științelor și ajungem la specii, unde Ernst Mayr dădea celebra definiția speciilor ca fiind acel grup de organisme care au o barieră reproductivă. Dar tot Ernst Mayr, celebrul etnolog care ar fi putut lua premiul Nobel, a fost un mare filozof al biologiei, de altfel, zice, dar stai puțin, că aici e o problemă. Și anume, ai un cățeluș foarte mic, pomeranianul, care ia tâtica și ai mai mastiful napoletan. Păi acum n-ai bine să reproduc. Dar tot ei băga în Canis lupus domesticus. Plus că ai speciile asexuate. Plus, da, aici e mai problematic, pentru că și pomeranianul și mastiful, nu? Sunt partea Canis lupus domesticus, aceeași specie domesticită a lupului eurasiatic, dar care au barieră reproductivă fizică, pentru că e imposibil fizic ca penisul unui pomeranian să fecundeze un vagin de mastif napoletan și să o lase însărcinat. Și atunci Ernst Mayr pune o problemă bună legată de asta, și anume, oare e corect că din punct de vedere al cromozomilor ei sunt la poli opuși, de ei nu se pot reproduce? Sunt specii diferite, pomeranianul, să zicem, sau chihuahua și mastiful napoletan sau kangalu? Cu izolare reproductivă, sigur că natura funcționează ca o, în multe situații, ca o barieră între specii. Adică se suprapune și de aceea definiția lui Mayr merge. Dar ceea ce căutăm în biologie e o definiție care să nu doar să meargă în anumite privințe, la anumite calupuri, grupuri de specii, ci să meargă la toate speciile. Cum e cazul exemplului pe care l-ai descris tu mai devreme cu chimia, nu? Da, adică știm exact ce ne face să punem elementul chimic X acolo și nu dincolo. Sigur, numărul de masă atomică. Exact. Dar în cazul speciilor, că asta a fost o discuție foarte mare, anti-esențialism, Sober, marele filozof al biologiei, în 94 are acel articol celebru în care spune, hei, e complet împotriva darwinismului, pentru că motorul evoluției este exact variabilitatea genetică și vei găsi variații la diferite puncte, da, variații, polimorfisme ale alelelor, și chiar și la argumentul pe care eu ți l-am dat, ai fi zis Sober, știi, pomeranianul nu se poate reproduce direct cu kangalul sau cu mastiful, dar se poate reproduce cu un dalmațian care se reproduce cu altceva și atunci avem un link. Exact. Și aici vine Boyd, nu? Marele filozof realist, și zice, poate că cel mai bine ar fi să înțelegem categoriile naturale drept clustere. Clustere și Candler, nu? Importă aceeași idee în spațiul tulburărilor psihiatrice. Și zice, poate și tulburările psihiatrice, ca depresia, sunt clustere. Și fiind clustere, ai o matrice, nu? La fel ca la specii, ăsta e habitatul, astea sunt genele homeoboxe care decid cum se creează anatomia, asta este ce mănâncă de obicei, asta e de obicei cât de tare fac ham-ham, și se creează mănunchiuri, că asta înseamnă practic clustere. Da. Și cum vezi tu poziția lui Boyd importată în plan psihiatric? A clusterelor ca poziție realistă de sunt mănunchiuri de proprietăți întreținute cauzal homeostatic. E o soluție. Și e o soluție și în problema speciilor și în biologie. Dar iarăși e o soluție parțială, pentru că cumva problema reapare la nivelul relațiilor dintre elementele dintr-un cluster. Adică, ok, fine, nu mai spunem, avem nevoie de un set sau de una sau de mai multe trăsături pe care să le putem identifica și
în funcție de care să putem distinge speciile între ele, avem un cluster de proprietăți care stau între ele într-o anumită relație. În ce relație? Și cum? Care e procentajul în fiecare cluster? Intuiția mea e că, și pe care am și susținut-o la un moment dat în niște studii, că de fapt problema speciilor, nu știu dacă putem să o exportăm și în psihiatrie, rămâne de văzut, dar în orice caz în biologie, dată fiind evoluția... Tu mai spuneam că anumiți autori, precum Candler, spre exemplu, au importat-o și au zis, hei, poate ar trebui să ne uităm la cum au rezolvat filozofii biologiei problema speciilor. Și n-au rezolvat-o. Sau cred că au rezolvat-o, da. Asta e că n-au rezolvat-o încă. Intuiția mea e că problema speciilor e o problemă filozofică și nu e biologică. De ce? Dacă este să ne gândim un pic ce încercăm să facem, căutând o definiție univocă, universală a speciilor, este cumva să hipostaziem, să oprim procesul evolutiv și să spunem, păi, uite, asta e o specie. Dar asta nu se poate. El e în permanentă mișcare, în permanentă transformare. Orice specie e în permanentă schimbare, chiar dacă noi nu vedem asta. Sigur, și asta a fost mai lovitură dată esențialismului. Ai sugerat anumiți filozofi ca Sober. Exact. Și atunci cum poți să spui? Dar mergând mai sus, la nivelul categoriilor psihiatrice și la nivelul facultăților mentale, nu? Se pune întrebarea ce merge cu asta. E realismul promiscu? Este tot așa clustere, mănunchiuri de legături cauzale existente între microstructuri și elemente din mediu? La prima vedere spune că ipoteza asta sau teza asta a clusterului e mai prudent. Dar mă tem că e greu de aplicat. Pentru că în momentul în care fac asta în psihiatrie și în biologie, dar hai să zicem că în psihiatrie e mai delicat, trebuie să merg mai departe, să fac pasul 2 și să spun, ok, în cazul acestei, să luăm iar de pildă depresia, în cazul acestei tulburări, care e clusterul din care eu spun că selectez, nu, trăsăturile care o deosebesc de alte tulburări și care o deosebesc de starea de, hai să zicem, normalitate sau de sănătate. Și o să am probleme. Adică pic, de fapt, o să indic, după bănuiala mea, aceleași trăsături pe care înainte le consideram a fi esențiale pentru distingerea depresiei ca tulburare de alte tulburări, nu rezolv problema decât aparent. Și de asta spuneam că nu știu dacă ce am spus mai devreme despre specii se aplică și aici. Poate că dacă o vedem problema definirii acestei categorii fundamentale, cum e în biologie specia sau în psihiatrie tulburarea mentală, dacă o vedem ca fiind o problemă mai degrabă filozofică și nu una de natură empirică, care să ne preseze cumva să găsim o definiție universală, atunci poate că o să ne fie mai ușor să lucrăm cu teorii alternative, atunci când putem. Și aici vine partea interesantă, că mă bucur că mi-ai livrat mingea la fileu. DSM-1 și DSM-2, marile manuale, au fost profund influențate de psihanaliză. Aveau în interiorul definițiilor, spre exemplu pentru depresia nevrotică, o etiologie presupusă. Pentru cei care nu știu jargonul, etiologie e o presupusă cauză. Uh-huh. Și după aia vine Robert Spitzer, într-un context sociopolitic extrem de interesant, cu homosexualii care veneau să-și ceară drepturile, cu Dr. Anonymous, cu foarte mulți oameni care creează presiuni politice și în care Asociația de Psihiatrie Americană e forțată să voteze astfel de lucruri. Și vine cu ideea descriptivismului ontologic, ideea de o tulburare este pur și simplu aceste simptome. Și atât, exact. Ne interesează etiologia. Asta e DSM-3, nu? Da. Și într-adevăr, între DSM-2 și DSM-3, Spitzer roagă diversi membri ai Asociației de Psihiatrie Americană să genereze definiții legate de ce înseamnă o tulburare mentală. Și la final ajunge la ideea de, ei, știi ce, mai bine hai să încercăm să descriem ceea ce vedem în mod recurent și aceste lucruri care sunt simptome sunt tulburarea. Pentru cineva care lucrează într-o area alta a medicinei, să zicem în partea de epidemiologie sau în partea de un medic primar, cum ar fi să-i spui depresie ca tulburarea de tuse? Păi cam așa sună, nu? Cam așa sună. E o tulburare de tuse.
Asta spunea Inzel, pe care l-am amintit mai devreme, în 2013, că și la asta se referă. La ce s-a întâmplat în perioada aia, când, la începutul anilor 80, când se pregătea DSM-3-ul. Asta e revoluția biologică, de fapt. A fost o, cum spun mulți istorici ai psihiatriei astăzi, n-a fost o revoluție. Sau dacă a fost o revoluție, n-a fost pe temeiuri biologice, ci una pe temeiuri retorice. A fost o răsturnare a gărzii, pur și simplu. E o adevărată dialectică în secolul trecut în psihiatrie. Adică, așa cum spuneam mai devreme, începe secolul XIX, vin biologii și spun, domne, tulburările mentale sunt în creier. Trebuie să ce? Să studiem creierul. Și asta a însemnat lucruri foarte urâte, spune, și imorale, de-a dreptul, pentru că pacienții erau mai valoroși decedați, morți decât vii. De ce? Pentru că odată morți puteau să le studieze creierul și să vadă dacă e ceva în neregulă. Acele natural kinds, cum ziceam, citoarhitecturi, malformații anatomice. Exact, trebuie să fie acolo când au ei. Problema e că n-a fost. După care, povestea clasică spuneam că e falsă, nu? Psihanaliștii au venit și au amețit lumea și au preluat puterea. Nu. Psihanaliștii au ajuns, să spunem așa, la putere în establishmentul medical abia după al doilea război mondial. Adică au fost niște decenii bune, prima parte, până prin anii 40-50, în care psihiatria de orientare biologică n-a făcut progres. Ba chiar au făcut lucruri care astăzi le-am privit ca fiind niște grozăvii, nu? Tratamente dubioase, șocurile, terapia prin șocuri electrice care apare în anii 40 și e aplicată cu voioșie pe scară largă, adică pentru că au observat că funcționează. Deși nimeni nu știa de ce funcționează. Unii chiar au făcut o statistică, un studiu și în anii 40 erau 40-50, erau vreo 50 de teorii de explicații cu privire la de ce funcționează terapia cu șocuri electrice. Niciuna corectă, toate erau trăznite. Și abia după al doilea război mondial vin psihanaliștii și preiau puterea, dar o preiau și de aceea spunem că e o dialectică aici. Pentru că arată că, în pofida limbajului ermetic și așa mai departe, arată că reușesc să înțeleagă mai bine traumele prin care trecuse o lume întreagă după războiul devastator care a avut loc și încet, încet preiau puterea. Apoi, în anii 80, și ajungem la DSM-3 pe care l-a invocat-o mai devreme, se întâmplă fix același lucru. Psihanaliștii ajung încet încet să pretindă în deceniile de după al doilea război mondial. Chiar au fost mulți psihanaliști în APA la momentul respectiv care trimiteau mesaje, hate mail, le zic astăzi, lui Robert Spitzer, de genul, wow, ai scos etiologia din chestia asta, ce faci, ce asta? A fost o perioadă extrem de cum să spun, de ciocnire foarte dure și foarte multă agitație. Dar ideea e că ei au pretins treptat că au cheia pentru orice. Și lucrurile nu erau deloc așa. Și apoi în anii 80 vin și Spitzer, dar și alții și spun, dom'le, dar nu vedem rezultatele. Și sigur, tot felul de acuzații, de agende politice dubioase, de sexism, de rasism la adresa multor psihanaliști. Și iarăși se schimbă garda. Apare DSM-3, nu? Psihiatrii de orientare biologică, hai să spunem, preiau puterea. Și ce fac ei? E fascinant cum oamenii uneori repetă greșelile din trecut, deși trecutul ăla nu e foarte îndepărtat. Fac exact același lucru ca și psihanaliștii. Treptat se așează bine la putere în establishmentul medical, preiau puterea cu privire la prescripțiile de medicamente, cu privire la relația cu industria farmaceutică și ajung să susțină, ca și psihanaliștii de după al doilea război mondial, că ei pot să rezolve orice problemă, orice tulburare și are cheia, și are soluția în psihiatrie. Până când, prin anii 90, încep să apară, să scârție lucrurile și în 2000 mai ales încep să apară voci foarte critice care anunță că, de fapt, programul ăsta biologic n-a oferit rezultatele pe care le-a promis și că, se pare, suntem iar în criză. Inzel, Hyman au ieșit, foști directori, îi dau ca exemplu pentru că sunt foști directori ai Institutului Național pentru Sănătate Mentală din Statele Unite, care e o instituție foarte prestigioasă, nu doar acolo, ci în genere, în lume. Și au spus foarte răspicat, nu avem rezultate. Acum, e
Ce spuneam și mai devreme, e fascinantă istoria psihiatriei pentru un filozof, pentru că, iată, astăzi, dacă suntem într-o criză de paradigmă în psihiatrie, nu e limpede în ce direcție o să o luăm. Nu e limpede dacă o să ne întoarcem la o perspectivă mai riguros biologică și o să căutăm genurile naturale ale biologiei, psihiatriei, și să vedem dacă le putem studia. Nu e limpede dacă o să ne întoarcem la psihanaliză, poate. Nu. În orice caz, sunt multe lucruri de analizat acolo, pentru că dacă biologia, sigur, are legături cu societatea, fără îndoială, dar nu atât de strânse ca psihiatria. Acolo legăturile sunt foarte strânse și nu știu dacă ne permitem să lăsăm știința asta într-o fază așa de imaturitate și de vâșbăială teoretică, pentru că oamenii au nevoie în continuare, nu de ajutor. Și apropo de ce spuneai despre întoarcerea la biologie, a fost un mare fiasco cu 5HTT LPR, celebrul domeniu din cromozomul 19 care codifică forma lungă, scurtă, alelele serotoninei. Meta-analizele ulterioare au demonstrat că, hei, studiile alea pe care le-ai citit, ale lui Ashwagandha Caspi, cred că îl chema, nu sunt chiar așa de bine fundamentate. Se pare că nu prea sunt niște efecte acolo și atunci scârție toată ideea de medicație, de reîncărcare de serotonină. Da. Acum, sigur, asta ne duce, într-un fel, vorbind de serotonină, ne duce către Prozac, nu? Da, către, exact. Care în meta-analiza lui Adriani și colaboratorii lui din The Lancet, pe care o citesc pentru că a încercat să ia și ce nu se publică de obicei, de Fargo effect, când nu prea publici niște lucruri, când nu prea ies, arăta că Prozacul nu prea e dorit din cauza eficacității sale peste placebo și din cauza tolerabilității biologice. Mm-hmm. Aici e, zic eu, relevantă cartea cea lui Kramer. Nu mai știu când a apărut. Prozac Nation? Listening to Prozac. Listening to Prozac, da. Și care, după părerea mea, deschide o cu tot o altă discuție foarte interesantă și în același timp presantă, gravă, în ceea ce privește statutul psihiatriei, pentru că Kramer dă acolo mai multe exemple, adică de fapt teza lui acolo pe scurt e următoarea. Prozac și multe alte tratamente similare au un efect mai puternic decât ne-am dorit. Adică nu doar că ameliorează o stare de anormalitate sau o tulburare, cum e cazul depresiei, să zicem, dar ele funcționează schimbând personalitatea. Și el dă un exemplu acolo, mi-am amintesc exemplu unei tipe Tess, nu era numele ei, dar ăsta așa îi dă el numele de Tess, care a venit la el cu nevoia de a fi sprijinită să treacă printr-o situație dificilă. I-a prescris Prozac și a revenit la slujbă, a început să aibă iar succes. Lucrurile așa au revenit complet. Ca și cum am spune noi, dacă ne-am situat pe un fundal pur biologic, iată. Femeia avea o problemă, nu, s-a dus, i-a dat Prozac, s-a restabilit echilibru chimic de serotonină și și-a revenit și a început să aibă o viață bună, apropo de o carte a unui coleg de-al meu, Viața bună, pe care a ieșit de curând. După care au mai trecut vreo 10 luni și mărturisește Kramer, Tess a venit iar să-i spună, doctore, nu merge bine. Iar nu mă simt eu însămi. Și aici Kramer, deși judecata lui ca psihiatru era că nu suferă de nimic, de vreo tulburare, ea era în regulă, din punct de vedere clinic, totuși, a spus Kramer și asta a fost preluată de multe posturi de televiziune și de radio, a devenit celebră afirmația asta, cine sunt eu ca să interzic progresele științei acestei femei? Și a prescris iarăși Prozac. Dar tot el, cel puțin în cartea asta, dar și în alte studii pe care le-a publicat, previne asupra faptului că asta dă naștere la ceea ce el numea, dacă mi-aduc eu bine aminte, o psihofarmacologie cosmetică. Adică ajungem să prescriem medicamente, iată, care să-i facă pe oameni să-și schimbe personalitatea, să devină ceea ce ei nu sunt. Nu să scape de o tulburare mentală, de care, iată, nici nu... Care nici măcar nu știm cât de mult e placebo. Exact. Care nici măcar nu știm cât de mult e placebo.
Ceea ce... Ca în ideea în care îți pui o cremă pe față, nu? Și cumva e efectul psihologic care chiar modifică niște parametri biologici, dar nu e un efect activ chimic al cremei. Ci doar că tu ai văzut crema aia folosită de X sau Y și crezi în ea atât de tare, încât creierul tău o să se manifeste altfel. Acum, sigur, și asta vine să arate că e și mai gravă situație. Pentru că nu știm într-adevăr cât e placebo și cât nu este, dar concluzia lui Kramer, și n-a fost doar a lui, aceea multor psihiatri, a fost dacă oamenii schimbă culoarea părului, de ce nu i-am lăsat, de ce nu i-am ajutat să schimbe și personalitatea? Problema filozofică, spune, care se naște de aici și care mi se pare fascinantă, dar nu știu cum poate fi soluționată, sau în orice caz nu prea curând, nu văd o soluție prea curând, este oare nu cumva lumea în care trăim astăzi a ajuns să ne ceară asta? Să ne ceară să facem aceste, hai să spunem, upgrade-uri de personalitate ca să facem față? Acum, sigur, întrebarea asta s-a pus cumva de prin anii 80. Corect. Eu văd mai gravă nu pe încărcătorii selectivi de serotonină, ci pe benzodiazepine, care acționează pe GABA, pe receptorii de GABA, pentru că cea mai mare prevalență a tuturor tulburărilor este în cele de anxietate. Chiar și în zone extrem de, cu un indice de dezvoltare umană extremă, iartă-mă, la ierarhia superioară, cum e Olanda, Finlanda, vezi 7,5 prevalență în populație pe tulburări de anxietate. În America, la asemenea, vezi că fiind tulburările de anxietate cele mai prevalente posibil. Pentru cei care nu înțeleg conceptul, prevalența reprezintă cât la un anumit an, la o anumită populație, din populația umană e diagnosticată cu o anumită tulburare, diferită de incidență, cât diagnostichezi pe o perioadă de timp cu ceva, cât îți rămân cu ceva. Și tulburările de anxietate sunt de regulă tratate cu benzodiazepine, care operează în principal printr-un mecanism chimic similar cu alcoolul și te fac mai liniștit, mai relaxat, mai capabil să bagi atâta informație în creier și să faci față, să cope with. Și asta e ceea ce tu zici, sau Chatterjee și Kramer numeau psihofarmacologie cosmetică. Nu-i dăm omului ceva pentru că într-adevăr este o disfuncție, ci pentru că îl ajută să fie mai șmecher. Da. La fel cum unei femei punem sân mai mari ca să fie mai tare pe OnlyFans. Exact. Sau unui bărbat îi facem operație de mărire a penisului ca să fie mai tare în... Acum, sigur, ce-o vrea el să fie. Problema este că, nu păstrând comparația, impactul e mult mai mare. Mă gândesc că impactul acestor intervenții cosmetice în plan psihic e mult mai mare decât impactul unor intervenții cosmetice în plan pur fiziologic. Deși, sigur, și acolo este... Dar efectul este mult mai dramatic. Da, pentru că creează prin mecanismele interne downregulation chimic, postsinaptic. Adică neuronii se vor adapta la acel surplus, transformându-ți în mod major expresia genică în neuroni. Și nu cred că... Și te transformi. Și îți dă sevraj și alte lucruri de genul ăsta. Nu cred că e puțin, că e mică, nici problema, hai să spunem, de natură etică, morală, nu până la urmă. Pentru că ok, dacă în cazul unei operații estetice, care nu intervenția asupra corpului e din capul locului etichetată ca atare, catalogată ca atare, nu? În cazul ăsta nu e. Adică foarte mult, și asta mi se pare că e o zonă de promiscuitate morală care nu poate să rămână așa, nu? Foarte mulți oameni se duc acolo la psihiatru ca să îi ajute cu o tulburare între ghilimele pe care de fapt nu o au. Și care psihiatru, în baza acestui acord tacit, îi ajută pentru a deveni oamenii care își doresc să devină, nu? Să aibă mai mult curaj, tupeu, îndrăzneală, încredere și așa mai departe. Dar oficial asta e prezentată ca un, nu? Ca medicină. Adică așa, asta nu ne putem extinde mai departe la nootropice? Ba da, nu văd de ce. La substanțe ca modafinil, ca Ritalin, pe care unii studenți le iau mimând ca o ADHD, ca să păcălească sistemul. Da, cam acolo ajungem cu asta și e... Competiție neloială.
E o problemă spinoasă, exact, pentru că se creează această competiție neloială și pentru că în continuare nu știm ce e minte. În continuare nu știm, cu alte cuvinte, care e efectul pe termen lung. Mi-aduc aminte acum, mi-a dat prin cap, dar nu mai știu cum îl cheamă, Klein, parcă Nathan Klein. E unul dintre cei care au colaborat cu Spitzer și au scos una din definițiile, din DSM. Da, nu știu dacă el a fost cel care a făcut experimentele alea cu Marsilid. Parcă e foarte posibil. Parcă el a fost. Care un medicament pus la punct inițial pentru tuberculoză. Și s-a observat că pacienții de tuberculoză care primeau Marsilid aveau un efect foarte aveau niște manifestări strane, deveneau dintr-o dată foarte euforici, deși erau țintuiți la pat și erau aproape imobili, erau euforici, activi, dura puțin, nu se vindeca tuberculoza, dar episodul ăsta a fost fascinant și Klein, dacă e el, dacă nu mă înșel eu acum, a fost foarte interesat de asta, contribuit la introducerea medicamentului pe piață pentru tulburările de depresie și anxietate. El se autotrata cu ăsta și la un moment dat spune în fața presei foarte voios, așa că i s-a luat un interviu, că și-a administrat singur medicamentul și vreo două săptămâni parcă a dormit doar câte 3 ore pe noapte. Și îl întreabă un reporter, dar nu credeți că e periculos, adică nu e sănătos, să dormi 3 ore pe noapte, totuși e cam puțin. Și el râde foarte degajat așa și spune, nu pot imagina că Dumnezeu a creat mașinăria umană astfel încât să-și petreacă o treime din timp dormit. Iată, nesăbuință elevată, aș numi eu. Adică noi nu știm exact ce se întâmplă. Ulterior s-a dovedit că e foarte periculos. A fost retras de pe piață prin 60 ceva. În 64 știu că sigur în Franța a fost scos de pe piață, pentru că dădea efecte secundare foarte dure, au murit foarte mulți oameni și n-a fost bun. Dar mie mi-e teamă de exact de fenomenul ăsta, adică de această încredere, aroganță, poate putem numi, că știm acum ce sunt tulburările mentale, că știm cum acționează aceste substanțe asupra lor și putem să le prescriem pe scară largă și să ajutăm pe oameni să devină mai buni, mai inteligenți, să obțină performanțele pe care și le doresc, pentru că nu e așa, e bine să-i ajutăm. Ei bine, după pauză, și o să luăm o pauză de 2 minute acum, o să vorbim exact despre ce ne-am propus și cum scrie și în titlu ce e sănătatea mentală. Până acum am încercat să discutăm despre cum să înțelegem facultățile mentale și tulburările mentale și trebuie să las cu ceva înainte de pauză. Și anume, printre ascultătorii noștri, care sunt niște oameni foarte inteligenți, a ieșit la egalitate când am pus întrebarea cum vă raportați la tulburări mentale între realiști, da? E ceva acolo intrinsec care determină și constructiviștii slabi, cei care sunt mai aproape de hacking decât de, nu știu, nu-mi vine acum un autor în minte, dar s-ar putea să vină. A fost la egalitate între constructivist sau convenționalist slab și realism. Și după pauză, da, că în mai măsură acum am încercat să delimităm perimetrul semantic al acestor noțiuni pentru ca discursul nostru să fie comprehensibil și pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu literatura de specialitate. Nu, am încercat să deosebim între esențialism, ideea conform că există la nivel de microstructură ceva acolo în univers intrinsec, independent de cultura și voința umană care determină niște lucruri să se grupeze natural. Realismul promiscu, nu, al lui Dupré și al lui Krecher, ideea de sunt multe feluri în care natura e interconectată și mintea umană doar prinde unele dintre ele, de aia se numește realism promiscu, și teoria clusterelor, amănunchiurilor al lui Richard Boyd, conform că într-adevăr există ceva real acolo, dar ceea ce există acolo sunt de fapt bucle cauzale de recurență, nu? Care sunt metafizic reale și pe care le prindem. Ontologic sunt acolo. Da, și din astea, înainte de pauză, te-aș întreba tu unde pici în ele. Între esențialism, teoria mănunchiurilor,
Nu? Ideea de recurențe cauzale homeostatice și realismul promiscu. Ideea de... Sunt multe legături acolo în felul în care ai conectat cauzal universul și mintea noastră prinde doar câteva dintre ele și nu există o diferență esențială între conceptele folk, naive, și cele științifice. De genul, mulți oameni, ai spune, Dupré, clasifică păienjenii, da? Că tot vine acum un păianjen, o să fie super vedetă din nou, în aceeași clasă cu, habar n-am, gândacul de bucătărie. Nu sunt ambele insecte. Săracul păianjen nu e insecte, este artropodă, ce-i drept, e din același filum, conform clasificării lineale, dar e arachnidă. Și Dupré zice, da, ne prindem niște regularități și sunt multe regularități acolo și multe relații cauzale. Mintea noastră prinde doar câteva, dar n-ar trebui să fim, să dăm mai multă întâietate taxonomiei științifice decât celei naive. Și unde-i picat tu? Ca după pauză să discutăm exact despre, că dacă am definit sau încercat să definim ce înseamnă boala mentală, probabil opusul, nu? Prin definiție, dacă ne aflăm la concepte diametral opuse, mutual exclusive, ar trebui să înțelegem prin opoziție și ce înseamnă sănătatea mentală, adică ce ne-am propus. Dar probabil unii din ascultătorii noștri care au și votat, și ți-am zis că ești la egalitate, asta, tu unde-i pica? E bine că vine pauza, ca să-mi pot gândi. Și ne spui după unde e spun după. Eu așa am înțeles că mi-ai spus care e problema, da, da. Și mă las să mă gândesc în timpul pauzei. Da. Deci ai de ales între esențialism, există ceva intrinsec acolo, chiar și în tulburările mentale, ceva care este independent de cultura noastră, interesele noastre, teoria mănunchiurilor, captăm niște recurențe cauzale, gene influențează mediul influențează percepții și toate astea au o recurență cauzală între ele. Cum spune Boyd despre specii, sau realismul promiscu al lui Boyd și Crecher. Gândește-te și ne auzim după pauză. Ok. Bună! Ne vedem acum din nou și în prima parte a discuției am încercat să discutăm despre un subiect destul de tehnic, și anume ce înseamnă categorii, nu? Naturale, natural kinds, cum genuri le numesc. Naturale, da. Genuri naturale, da. Și ne întrebam în cadrul discuției noastre dacă într-adevăr tulburările psihiatrice sunt genuri naturale. Și aveam, ca să reiterez discuția noastră, poziția esențialismului, cu focalizarea centrală spre chimie. Nu? Elementele sunt genuri naturale, ar spune filozofii științei care se ocupă de chimie, pentru că orice element invariabil de izotop e același număr de masă atomică, îl vezi în e ceva care apare natural, fără intervenție, și chiar și atunci când e artificial, cum dădeam exemplele elementelor transuraniene, care sunt complet artificiale, bine, mai există alte elemente care sunt, bine, unul singur înainte de transuraniene, dar ideea ar fi tot e ceva acolo intrinsec în proprietatea respectivei structuri, nu? Și aici avem teza microstructurilor, care îl face deosebit. După care am discutat despre poziția lui Boyd în realismul bazat pe clustere, pe mănunchiuri de proprietăți, nu? Și ne-am referit la specii biologice și poate tulburările psihiatrice ca speciile biologice în care am putea să luăm diferite aspecte, cum ar fi habitatul prin care trăiește, particularitățile genelor homeoboxe, ce mănâncă, etc., etc., nu? Și să găsim niște mănunchiuri care descriu asta și în final discutam despre realismul promiscu, care e o șmecherie a lui Dupré și a lui Crecher, nu? De a face pace între ideea de sunt acolo niște regularități naturale, dar la finalul zilei interesele noastre umane, biologice și psihologice, vor face anumite categorii să aibă întâietate față de altele. Bun, am discutat despre problema asta pentru că e grea, e heavy în filozofia științei cu tulburările mentale. Mai ales când vorbim, cum mai ales extrem de bine episodul depresiv major, drept caz paradigmatic, pentru că este plurietiologic și pentru că în momentul de față, cum în felul în care îl diagnosticăm, este pe baza unor simptome corelate care fac sindrome. Adică tot clustere, că practic
simptome corelate, înseamnă mănunchiul. Da. Dar fără o etiologie clară, la fel, cum spuneai tu, în cazul unui individ poate să fie vorba despre mi-a murit pisica, în cazul unui alt individ, Doamne ferește, am avut o despărțire gravă, nu că pisica ar fi mai puțin importantă decât prietena, în alt caz poate să fie mi-am pierdut slujba. Această plurietiologie și caracter multifacetat distinge, spuneai tu, psihiatria de alte ramuri ale medicinei, pentru că inclusiv Asociația de Psihiatrie Americană admite că nu există markeri biologici clari, cum există la anumite afecțiuni neurologice, cum ar fi Alzheimer sau Parkinson, în care clar știm, sau Huntington, da, care afectează funcțiile, da, nu? Da. Sau cum dădeam exemplu eu de tulburări ale memoriei, în care are amnezia anterograda din cauza unei leziuni în lobul temporal, în care psihiatrii admit, hei, nu e chiar așa, nu putem să spunem depresia este un deficit al tău în serotonină sau un deficit al tău în dopamină sau schizofrenia e, apropo, un surplus al tău în dopamină. Da. Și, ok, am încercat în primul rând să discutăm despre asta în ideea că dacă știm ce e o tulburare mentală, știm automat ce înseamnă sănătate mentală. Că să încercăm cumva o definiție pe dos. Nu? Uh-huh. Pentru că cineva ar putea spune, ok, fine, nu știm încă foarte limpede ce e sănătatea mentală, dar știm fără îndoială ce este sau ce sunt tulburările mentale. Știm? Tocmai spuneam anterior că nu sunt. Știm. Păi asta voiam să spun, că nu e, adică trebuie să mergem cu grijă și așa invers. Adică nu e bine să fim scientiști. Exact. Să nu adică fim... să credem că statutul actual al paradigmei în care operăm reprezintă un adevăr de necontestat, perfect al... Și definitiv. Și pentru definitiv. Că nu am fi în acord cu spiritul științific autentic până la urmă, nu? Știința înseamnă, sigur, dobândirea de cunoștințe riguroase despre fenomenele pe care le studiem, dar înseamnă întotdeauna un scepticism foarte robust, care trebuie să ne însoțească permanent și asta, după părerea mea, înseamnă, la rândul său, că nu trebuie să fim niciodată prea siguri, foarte siguri. Ori eroarea asta, greșeala asta, până la urmă omenească, sigur, au făcut-o, cum spuneam înainte de pauză, și psihanaliștii, după al doilea război mondial, când ajunseseră să creadă că pot să explice absolut orice, dar au făcut-o, iată, mai recent și psihiatrii din anii 80 încoace, ajungând să susțină același lucru, că acum știm foarte limpede, avem acest manual, nu? Avem această taxonomie și cine are aceste simptome suferă de asta. Și așa stau lucrurile. Nu e spiritul științific autentic ăsta. Trebuie să fim puțin mai prudenți, adică dacă știm, poate în cazul anumitor tulburări, mai bine, nu? Ce în spate, care sunt mecanismele și cauzele biologice, asta nu înseamnă că știm pentru toate, mai ales că mie mi se pare foarte complicată problema asta a autodiagnosticării și a înnobilării cumva anumitor comportamente umane, firești. De pildă, ca să iau un exemplu, dacă cuiva îi moare partenerul de viață, putem spune cât ar fi normal să sufere? Adică ar fi normal să zicem, să plângă din când în când, să aibă stări de proastă dispoziție, dar n-ar fi normal să nu mai poată să muncească o lună, două, trei? Faptul că pui accentul pe normalitate mă duce cu gândul la definiția tulburării mentale a lui Christopher Burs, biostatistică. Uh-huh. Ideea de a avem o distribuție care nu întotdeauna e gaussiană, dar de multe ori e gaussiană. Și atunci tulburarea reprezintă o deviație statistică majoră în funcționarea anumitor... Și aici din nou intrăm în prima noastră discuție și anume ce sunt acele facultăți mentale. Și ți-am dat contraargumentul materialismului eliminativ, ai reușit tu să te fofilizi puțin după el. Dar e un argument tare că aceste facultăți, dacă mergem după definiția dualismului semantic freudian, reprezintă practic definiții funcționale, de genul ce e depresia, un breakdown, o rupere, nu, în anumite module de regulare a emoțiilor. Distorsiuni cognitive de procesare a informației, manifestate în plan de focalizare pe negativ,
descurajare. Și tu spui, nu e asta o reacție normală? Și ai foarte mare dreptate, pentru că în DSM-4 doliu nu era considerat, era acolo o parte de diagnostic diferențial. În DSM-5 a fost scos. În DSM-5 a fost scos, a fost o foarte mare controversă legată de asta și aici ne întoarcem cumva parțial la discursul lui Thomas Szasz și What is Mental Illness, în ideea de oare nu suprapatologizăm suferința umană și această suferință ne învață ceva, oare, sau cum, o să ajungem aici în ultima parte a discuției noastre, o anumită parte din detresă, starea subiectivă de rău, de convingere, de părăsire, nenorocire, n-are o funcție, totuși, ruminația, spre exemplu, în depresie, de mestec informația ca să devii mai deștept? Eu aș spune categoric da. Deși mă feresc de astfel de afirmații categorice, dar hai să ștergem istoria din ultima sută de ani a psihiatriei. Cum erau oamenii înainte de apariția psihiatriei? Erau bolnavi, erau sănătoși. Erau la fel, nu? Ca noi cei de astăzi. Poate cu diferențele, mă gândesc, că, cu care vine societatea modernă, societatea de consum, mai mult stres, apropo stresul. Aici, apropo de filozofia biologiei, cineva ca Randolph Nessie și George Williams se spune, da, dar avem the adaptive gap hypothesis. Ca okay. La celebra julodimorfa Bagveli, celebru gândac care se trezește peste noapte în Australia cu niște mari sticle de bere care mimează feromonii pe care femeia îi dă și el stă ca prostul acolo în fața cutiei de bere, crezând asta trebuie acum să-mi răspundă la ritual. În aceeași manieră, psihologii evoluționiști spun, da, dar vezi, pentru că cultura evoluează cu câteva ordine de mărimi mai mult și revoluțiile tehnologice generează modificări masive în felul în care operează ecosistemul nostru, e posibil să avem aceste adaptive gaps sau discrepanțe adaptative între felul în care este creat genetic, arhitectura cognitivă și afectivă umană și ecosistemul contemporan. Și atunci răspunsul la întrebarea ta ar fi, bă, habar n-avem, pentru că nu exista psihiatrie înainte, dar presupunem că cu cât există o mai mare corespondență între ecosistemul, Environment of Evolutionary Adaptiveness, îl numea Bolby și apoi John și Cosmides, între mediul ancestral în care s-a format Homo sapiens și arhitectura noastră, cu atât te aștept să fie mai puține discrepanțe. Și deci, practic, răspunsul ar fi cumva ciudat, pentru că ar spune, unii dintre ei poate sufereau, dar alții trăiau cu siguranță într-un mediu care e mult mai aproape de savana africană decât Homo sapiens de astăzi. Da, asta... Și mai ales Homo sapiens din era COVID, nu? Asta, de acord. Cum trăim noi în era COVID? Asta e corect, adică mă gândeam acum și la ce au început să recomande și nu doar în ultimii 2 ani de când cu pandemia, și dinainte foarte mulți psihoterapeuți pentru anxietate, pentru depresii ușoare, ieșit în natură, întoarcerea cumva la natură. Ne place sau nu, suntem niște mamifere, nu suntem niște organisme biologice și unul dintre lucrurile pe care le știm despre creier este că buna lui funcționare depinde și de o relație robustă, sănătoasă cu mediul natural prin receptorii senzoriali. Ori dacă stăm toată ziua într-un, habitat așa artificial în fața calculatorului, asta ne alinează de substratul ăsta biologic pe care îl avem. Da, e greu să spunem cum erau oamenii înainte de apariția psihiatriei. Intuiția mea, așa absolut sălbatică și complet neserioasă, desigur, este că erau mult mai sănătoși decât noi cei de astăzi. Pe de o parte, din motivul ăsta, că trăiau mai aproape de natură și lucrul ăsta e benefic, iată, am ajuns să descoperim și noi astăzi. Pe de altă parte, pentru că, tocmai pentru că nu exista psihiatria, încă nu apăruseră aceste tentative motivate, aș spune eu, nobil, dar uneori dubioase prin rezultat, de a cataloga toate tulburările comportamentale. Și aveam în minte acum celebrul HMD al lui Hamilton. Cum te
Ce simptome ai ca să poți stabili dacă ești sau nu deprimat? Parcă prin anii 70, da, până spre 80, Organizația Mondială a Sănătății a făcut acel efort uriaș de a vedea care e incidența depresiei la nivel mondial. Și a ieșit Sartorius din partea Organizației Mondiale a Sănătății, a ieșit la în presă și a spus că studiile arată, aplicând aceste chestionare uniforme, că este extrem de comună depresia. Ceea ce înainte se considera a fi o maladie, o tulburare foarte rară, dintr-o dată, pentru că s-a impus acest mod de a o defini, erau, parcă spuneau ei, 5% din populația planetei, deci milioane de oameni suferă de depresie. Ceea ce a venit așa ca un șoc, wow, nu știam chestia asta. Păi normal că nu știam, pentru că nu o vedeam peste tot. E ca și cum aș spune, exagerând un pic, dar cred că în esență e corect, hai să stabilim împreună că culoarea roșu este culoarea frumoasă și restul sunt culori urâte. Și apoi extrapolăm și convingem și pe alții și pe alții să accepte același lucru. Păi dintr-o dată lumea o să fie altfel din punct de vedere cromatic. Cam așa s-a întâmplat, după părerea mea, și cu depresia. Și atunci sigur că în momentul în care cel care, ca să iau un exemplu la îndemână, cel care și-a pierdut slujba și e foarte supărat, e învățat de cultura, de mediul în care trăiește, de comunitate și poate de cei apropiați, că are nevoie de ajutor pentru că suferă de depresie, o să ajungă să creadă că suferă de depresie. Pentru că noi avem și inclinația asta de a ne ajusta la mediu, de a rezona cu mediul înconjurător. Dacă soția îi spune, mergi că ai nevoie de ajutor, prietenul cel mai bun îi spune asta și alții, el cu siguranță nu știe atâta filozofie cât știm noi și pe care de consecință nu își pune întrebarea, e această etichetă a natural kind, o categorie naturală, un tip natural? Da, și poate că asta face tocmai faptul că nu își pune întrebarea asta să fie și mai vulnerabil, nu? Sigur, față de specialiști care sunt științiști și care consideră, hei, nu o să operez o distinție între etiologia diversă a episodului depresiv major și între cineva care suferă episoade recurente depresive majore în virtutea unei trăsături de personalitate, da, să spunem conform personologiei moderne, extraversie mică, nevrotism ridicat, care au un alte grade de iritabilitate, și cineva care are pur și simplu un mediu neprielnic, îi dau aceleași pastile și totul trebuie să meargă ok, nu? Asta e problema, după părerea mea. Ai mare dreptate aici. Adică, sigur că există distincții și ce s-a întâmplat în ultimele decenii, inclinația asta de a anula distincțiile, de pildă în cazul depresiei, între tipurile de depresie, nu cred că e benefic lucrul ăsta. Cum spuneam anterior, DSM-4 avea acolo o observație, nu diagnostica episodul depresiv în condiții în care este doliu. Ea doar doliu. Dar Randolph, Nessie și alți psihiatri cu inclinație evoluționistă ar spune, stai puțin că sunt foarte multe circumstanțe în care o pierdere abruptă, pentru că creierile sunt mașini de predicție și ai predicție negativă, aici te aștepta, aici ai primit, poate să creeze episoade depresive și nu trebuie suprapatologizate. La asta aș mai adăuga observație. Societatea contemporană, hai să-i spunem așa, societatea de consum de după anii 50, a devenit o societate care s-a croit masiv pe căutarea bunăstării cu orice preț și pe un nivel cât mai ridicat de predicție în privința acestei bunăstări. Adică, pe scurt, așa, mai la firul ierbii, ne dorim, firesc sau nu, să ne simțim întotdeauna foarte bine, cât mai bine. Asta are tangență cu ceea ce Conrad Lorenz în cele 7 păcate capitale vorbea despre desensibilizarea simțurilor? Exact. Și cumva asta, paradoxal sau nu, mi se pare că e o îndepărtare de natură, de viața naturală, de genurile naturale, de evenimente prin care ar trebui de să trecem. De stoicism și spartanism, ca să zicem de, așa. De multe alte curente, mai mult sau mai puțin filozofice sau oricum cu implicații practice în viața de zi cu zi, care spun un lucru de, aș spune, maxim bun simț. Viața nu înseamnă doar happy, happy, joy, joy. Nu?
Asta sună așa foarte banal și probabil cei care ne ascultă acum se gândesc, da, bineînțeles, știm și noi asta. Dar dacă vreau psihofarmacologia estetică de care vorbeai anterior. Uh-huh. Ideea de, da, dar mai face o bombonică să mă simt mai bine. Și atunci de ce să nu iau? Și încet, încet, acest de ce să nu iau devine, păi, e musai să o iau. Adică nu pot să concep viața fără asta. Și atunci, sigur că se produce ce spuneai tu mai devreme, se produce șocul ăsta care ne ia pe nepregătit atunci când intervine un eveniment pe care nu-l mai aștept, că aici voiam să ajung, pentru că mi-a ieșit din cap, din acele convingeri filozofice, metafizice, fundamentale, că viața nu înseamnă un trai fără suferință, mă ia pe nepregătite complet. Boala, suferința, pierderea slujbei, pierderea unei persoane apropiate. Și s-ar putea, tocmai pentru că, nu pentru că e ceva neregulă cu mine, ci pentru că în acele convingeri de fundal nu mai are loc această analiză critică. Exact. De genul, poate că suferința asta mă învață ceva. Și să-ți dau o analogie. Analogia congenitală. O afecțiune care clar e urmăribilă cauzal către o anumită mutație. Uh-huh. Te face să nu simți durere. Foarte mulți copii sunt găsiți, Doamne ferește, îmi pare rău că spun asta, moți păreșou, ard de vii, se aruncă de la etajul 4, nu simt durere pentru că s-au aruncat deja de la 2. Își bagă pixul prin nas și își găuresc creierul. Corelează negativ. Asta ce ne spune? Că durerea are o funcție. Fără durerea. Și durerea fizică și cea emoțională. Iată. Și asta e ceea ce ne învață natura, nu știm asta, dar iată că societatea modernă încet încet ne-a împins către zona asta, către a evita suferința cu orice preț, către a evita până și momentele de despărțire de cei dragi și a cosmetiza, a ne cosmetiza lumea. Deci ideea de trebuie să fiu fericit mereu. Da. Trebuie mereu să fiu în extaz. Pe mine mă sperie personal viziunea asta foarte optimistă așa asupra vieții, asupra lumii, pentru că mă sperie printr-un lucru foarte simplu. Se termină. Pentru toți. E un fapt. E ceva ce știm cu toții. Și poate că antici aveau dreptate, după părerea mea aici, fără îndoială, poate ar trebui să trăim măcar puțin din viața noastră și ca o pregătire pentru moarte. Să nu uităm că se întâmplă asta. Și cred că asta ne-ar ajuta, apropo de ce spuneai tu mai devreme, să învățăm din suferințele astea prin care trecem. Nu spun să le căutăm, pentru că aici, sigur, echilibrul e foarte fin. Nu m-aș duce în extrema cealaltă. Și aici o să intrăm într-o altă problemă filozofică. Dar înainte, o să enunț eu, dar înainte de asta aș puncta altceva. Și anume, ok, suntem amândoi de acord că unele cazuri diagnosticate de depresie sunt prea puțin severe sau diagnosticate după criteriile DSM, care nu sunt o Biblie, nu trebuie să fim fundamentaliști față de ele, dar ar beneficia de a avea un terapeut sau un consilier. Da. Nu cum e și tu spre fără îndoială, da. Dar unde vreau să ajung? E problema fenomenologică a răului. Știi pe David Chalmers cu problema celebră a conștiinței. Și din ea derivă o problemă greu de reconciliat pentru cei care lucrează în teologie naturală. Dacă Dumnezeu era omnipotent, de ce n-a creat capacitatea noastră să învățăm fără durere fenomenologică? Și în aceeași manieră, ea poate fi importată în spațiul psihiatriei, de ce nu aș putea învăța cognitiv fără ca afectiv să simt durere? Să-mi dai un analgezic. Eu o să învăț cognitiv din durere, uh-huh, dar dă-mi un analgezic. Fii tu Dumnezeu meu care putea construi un univers în care, din punct de vedere al comportamentului, era izomorf cu ceea ce e acum, dar eu fenomenologic nu simt nimic. Acum, mă gândeam dacă nu cumva soluția e nu una așa neapărat radicală, ci o chestiune de gramaj, de nuanță. Nu spune nimeni că n-ar trebui să folosim substanțe, nu? Medicamente, pastile. Nu spune nimeni că n-ar trebui să folosim proza chiar. Întrebarea cheie este când. Întotdeauna când, ori de câte ori avem un disconfort sau simțim nevoia de un sprijin, de un boost de încredere, de un boost de bună dispoziție,
Eu cred că n-ar trebui să fie așa, ci doar în ultimă instanță. Pentru că dacă devine așa, cum a ajuns să devină, din păcate, cel puțin în ultimele decenii, atunci ne refuzăm toate acele prilejuri de învățare, toate acele prilejuri de acomodare și de descoperire. Tu ai înțeles ce am vrut să spun, da, legat de epifenomenalism, și anume ideea de, da, eu pot să învăț chestia asta fără să mă simt fenomenologic atât de rău. La aia mă refeream, că pot, dacă spun asta, pot să învăț chestia asta fără să mă simt atât de rău, poate răspunsul e nu întotdeauna. Sau și nu atât de rău și cobor. Dar totuși un disconfort o să simți. Adică asta ce spuneai tu e până la urmă foarte coerent cu ce spuneam și eu. E o chestiune de nuanță. Dacă vreau să mă simt puțin mai rău, are sens. De pildă dacă, nu știu, mă duc la medic și medicul îmi spune, dom'le, trebuie să-ți fac un, nu știu, o intervenție și e dureroasă. Și eu îl întreb, da, doctore, poți să-mi dai ceva ca să nu fie atât de dureroasă? Nu-i spun, a, păi pune masca pe figură, du-mă, anestezie generalizată. Așa, ca să nu mă trezesc și să fie ok. Dar funcțional te ajută pentru că n-ai o memorie a durerii care, da, ar putea poate să scrieze traume față de lucruri pe care care faci asociații pavloviene. Da. Depinde de durere, că dacă nu e o durere foarte mare, s-ar putea să nu îmi doresc. Să-mi doresc mai mult să nu fiu, să nu-mi pierd cunoștința, să nu fiu anesteziat, să fiu conștient, dar să nu sufăr foarte tare. Evident că dacă durerea e mare, atunci se poate întâmpla într-adevăr ce spui tu. Dar de aceea spuneam că e o chestiune de nuanță. Mm-hmm. De gramaj. Exact. Toxicitatea e dată de doză, zicea Paracelsus. Să nu apelăm întotdeauna la asta. Următem că înclinația este foarte mare astăzi. Dar ce zici de metaforice droguri ale consilierii? Nu sunt mai ecologic, în ghilimele, ecologic naturale? Mai aproape de felul în care ai creat creierul nostru? Să vorbești cu cineva care îți atenuează durerea, nu chimic, modificându-ți parametrii cerebrali, ci vorbind cu tine și înțelegându-te? Păi, eu cred că, da, categoric de acord și avem și date științifice că așa stau lucrurile. Mă gândeam la studiul ăla făcut de Beck și Rush, parcă, până în 70 și ceva, în care compară efectul CBT-ului cu efectul, nu mai știu ce medicament au folosit ei atunci, ca, în orice caz, cu efectul unei pastile pentru depresie. Și rezultatele au arătat în mod categoric că CBT-ul funcționează mai bine decât medicamentul respectiv. Adică cei care au trecut prin CBT au avut recidivă mult mai puțin. Adică terapie cognitiv-comportamentală. Așa, scuze, terapia cognitiv-comportamentală decât cei care au luat pastila respectivă, care au revenit, au recăzut în stadiul inițial. Da, dar și aici, iarăși, aș spune, și aici contează gramajul. Nu, pentru că nu cred că are vreun rost să spunem trebuie să aruncăm, nu, orice medicamente la coș și trebuie, dacă ori de câte ori avem probleme, să mergem să vorbim cu un psihoterapeut, pentru că știm că e posibil să lucrezi. Sigur, deci suficient. Un psihoterapeut bun, la un moment dat, îți spune, hei, cred că de aici te descurci singur. Da. Dar te las pe tine să decizi. Da. Mai ales că și acolo e, de asta cred că e o discuție pentru poate o altă întâlnire, nu? Că astăzi noi ne-am concentrat pe psihiatrie. Da. Dar o temă, cel puțin la fel de interesantă, fascinantă, aș spune, este și cea a psihoterapiilor. Pentru că dacă psihiatria de bine de rău e una singură, așa cum este ea astăzi, criticată, apărată, în fine, nu? În cazul psihoterapiilor, lista e deschisă și în creștere. Da, da, aici știi ce ți-aș spune? Și după aia o să intrăm în ultimul nostru subiect, că cred că mulți dintre ascultătorii s-au plictisit. Într-adevăr, tu ai dreptate că fiecare din aceste paradigme psihoterapeutice operează teorii etiologice diferite. Psihanaliștii ar vorbi despre fixarea într-un stadiu psihosexual sau conflicte între id și superego. Comportamentaliștii ar vorbi despre învățare defectuoasă, cognitiviștii ar vorbi despre distorsiuni de procesare a informației, vicii atât inerente a arhitecturii cognitive, umane și afective, cât și vicii învățate. Umaniștii ar vorbi despre experiență în mare măsură, da, fiecare are un model etiologic diferit, dar există factori comuni.
care știm de la Smith, Glass și Miller, celebra meta-analiză din 1986, în care, în afară de toate aceste presupuneri, conexiunea umană e mai aproape, cum discutam despre situația Sigur. Ecologică nativă în care oamenii cereau ajutor. Da, până la urmă... Și factorul ăia comun nu crezi că contează foarte mult? Absolut că contează. Nu suntem ființe sociale. Asta e trivial, nu? Ce spun eu. Dar ce înseamnă că suntem ființe sociale? În termenii discuției noastre de astăzi, păi înseamnă că atunci când ne e greu, când suferim, când avem probleme, ne ducem către celălalt. Nu ne ducem către... sau poate n-ar trebui să ne ducem... Și poate părea ciudat pentru unii ascultători faptul că avem cercetări care măsoară niște parametri obiectivi, chiar și la gândaci, că se simt mai bine în colonie decât singuri, izolați. Da. Sigur, există specii în care succesul depinde de traiul solitudine, exemplare solitare, dar noi suntem așa. Și așa fiind am reușit să construim civilizația, cultura umană, și lucrul ăsta se răstrânge și în planul ăsta terapeutic, în planul psihiatriei. De aceea am ajuns să apelăm la ajutorul celuilalt. Doar că, până la urmă, discuția noastră despre asta a fost ce se întâmplă atunci când facem asta. Cum ne privește celălalt? Ne privește ca pe o mașinărie pe care el cu siguranță poate să o repare și deci are în spate un model din ăsta foarte absolutist, așa și a zice eu de suet, sau ne tratează ca pe o ființă cu care trebuie să și vorbești, poate. Mm-hmm. Și să vezi care-i contextul. Care-i care putea să se eleveze serotonina, dopamina, endorfina în alte maniere. Exact. Mai puțin problematice pe termen lung din punct de vedere a ce se întâmplă în neuronii tăi, nu? Exact asta voiam să spun. Și exact asta e poziția evoluționistă. Și aici facem the full circle, marele cercul, ca Ouroboros, și ne întoarcem exact la tema centrală. Ce înseamnă sănătate mentală? Și apropo de această poziție evoluționistă pe care am discutat-o, am discutat despre ce înseamnă boală mentală, ca prin opoziție să încercăm acea definiție negativă. Uh-huh. Dacă ai boală mentală, atunci înseamnă că este sănătate mentală. E o poziție darwinistă care îți spune că totul la finalul zilei se scurge spre două funcții, să supraviețuiești și să te reproduci. Foarte multe studii din psihologie evoluționistă se focalizează doar cât de mult s-a reprodus X. De genul, știm că psihopații se reproduc mai mult decât restul populației. Dar noi nu știm, și asta e o foarte mare greșeală pe care o face și Peterson, că e cel mai celebru psiholog acum, nu e vorba doar să te reproduci odată, ci și respectiva odată să mai reproducă odată. Spre exemplu, Lindsay Lohan, da? Nu știu ce trăsături de personalitate narcisice sau histrionice au părinții ei, de aia cu siguranță nu se reproduce. Și atunci, degeaba ești narcisist și faci 10 copii, sau ești psihopat și violezi 10 femei, dacă nu poți să asigui că respectivele odrasle mai fac încă o dată copii viabili. Și psihologia evoluționistă sugerează că dacă vrem să dăm la o parte, din perspectivă pur naturalistă, toate convingerile noastre normative legate de ce înseamnă succes, bani, putere, adică influență socială, ar trebui să ne uităm la succesul darwinist. Cum ți se pare ție poziția asta? Nu spun că eu ader la ea sau sunt împotriva ei. E doar o încercare de a naturaliza succesul. Cred că e bine să ne ferim, în psihologia evoluției, e bine să ne ferim de reducționism. Până la urmă, Darwin însuși semnala, dacă mi-aduc eu bine aminte, în The Descent of Man, cât de intricate, spunea el, ăsta era cuvântul, cât de complicată e problema asta a influenței pe care o are societatea, cultura, asupra proceselor evolutive. Dacă Darwin credea că încă nu știm, poate ar fi bine să fim și noi prudenți, adică să nu reducem, nu știm încă, de pildă, ce influență are cultura și convingerile filozofice sau de altă natură asupra reflexelor noastre de a ne reproduce, de pildă. Unii spun, băi, nu știm, că pe unde îi fac să facă într-un fel, pe alții în alt fel. Păi și atunci cum rămâne cu instinctul natural? Adică parcă poate nu mai e reglat numai de natură, nu? Din păcate, o mare parte din psihologia evoluționistă, într-o primă etapă, are tendința asta de a
fi reducționistă și de a se alinia cât mai aproape de biologia evoluționistă, ignorând ceea ce o face să fie ceea ce este, și anume psihologie evoluționistă, nu biologie evoluționistă. Ceea ce vreau să zic cu asta, pe scurt, este că ar trebui să fim prudenți cu privire la ce putem importa din biologia evoluționistă în psihologie și ce nu. Dacă vrem. Știi să... ce te-am întrebat asta? Pentru că există un pasaj celebru în Gena egoistă al lui Dawkins și care zice în cartea lui din 76, mm-hmm, exact un an înainte să apară Războiul Stelelor, primul episod de la bun. Dacă ai vrea să-ți maxim... Poftim? Înțeleg că ești fan. Nu. Nu? Nu, deloc. Dar mă amuză partea aia lui Campbell cu erou și... știi la ce mă refer. Mm-hmm. Și la un moment dat Dawkins scrie în Gena egoistă: dacă ai vrea să-ți maximize succesul reproductiv, ai fi ca Bertolt Weissner, celebru medic britanic care și-a înlocuit toată sperma la cabinetul lui cu a lui. Femeile veneau, el și pune, își punea sperma lui. Ejacula acolo într-un borcan, toate aveau sperma lui. Și acum mai mulți copii decât Gengis Khan. Și Dawkins zice, da, din punct de vedere biologic, nu există ceva mai mult naturalist pentru a calcula sănătatea mentală în termeni de productivitate biologică. Da. N-ai unde să te duci mai sus. Dar din punct de vedere uman, emotivist, am zice, e odios ce a făcut Bertolt Weissner, nu? Când ne gândim la supermasculul alfa, ne gândim, nu știu, la Brad Pitt, la tine, la Tom Cruise, Tarzan. Ne gândim la Tarzan, exact, ne gândim la Bertolt Weissner, care a făcut mai mulți copii decât Gengis Khan. Exact, asta vreau să spun, pentru că asta e ceea ce ne definește ca ființe umane. Nu suntem doar biologie. Sigur că suntem, nu putem cădea nici în extrema cealaltă, nu suntem numai spirit și numai gândire și numai norme, dar nici invers, nu suntem doar biologie, suntem și asta. Nu putem să o ignorăm. Și asta ne definește într-o măsură atât de mare încât, cum spuneai tu foarte bine, mi se pare odios ce a făcut omul ăla. Adică n-am considerat-o așa cum am gândit pe fundamente pur biologice. Asta e de făcut. Hei, e util? Wow. Pentru că psihopații violează femei, din păcate, și din punct de vedere neodarvinist, ai putea să spui, hei, dacă lăsăm deoparte cultura, normativitatea noastră și încercăm să fim descriptiviști, funcția lui neodarvinistă de adaptare crește. Da. Supraviețuiește și se reproduce. Da. Dar nu funcționează. Și nu funcționează chiar pe fundamente, aș spune, evoluționiste, dar privite pe termen mai lung și mai nuanțat. Pentru că cei care au comportamentul ăsta, psihopații sau cei care nu cooperează, pe termen lung au de pierdut. Sau cum spuneam eu, generațiile următoare au de pierdut când se amplifică genele. Exact. Și atunci trebuie să fim atenți cum, ce înțelegem prin mecanisme evolutive și prin succesul adaptativ. Nu e întotdeauna în ceea ce ne privește ca în cazul altor specii. Din păcate, de multe ori au psihologii tendința asta de a copia modelele alea. Și care atunci lasă-mă să-ți dau o altă poziție, mai puțin dură decât al lui Dawkins din Gena egoistă. Și anume, reproduce-te cu cel mai deștept și deschis om pe care poți să-l găsești, pentru că știm că deschiderea, factor openness, corelează cu adaptativitate fenotipică, plasticitate comportamentală, ceea ce înseamnă că oricât de mult ai varia, ecosistemul e cel mai bun paiu, uh-huh, și inteligența fluidă, care corelează cu capacitatea de a învăța virtual orice. Știi ce mă încurcă în modelul ăsta? Ce zici de asta? Nu știu dacă nu cumva are o presupoziție foarte cinică, și anume deosebește sau nu separă reproducerea de emoții. Eu sunt așa mai de modă vechi, că eu văd reproducerea ca fiind însoțită de emoții. Nu cred că o pot separa. Aici vine o problemă foarte interesantă a lui Fred Dretsky în Naturalizing the Mind. Uh-huh. Cu ce sunt emoțiile? Sunt reprezentări ale funcției de adaptare? O altă întrebare grea. Am pornit de la una grea și am ajuns la una. Teleosemantică. Pentru că dacă adopți poziția lui Dretsky și a lui Millikan și emoțiile sunt reprezentări indexicals ale funcției, uh-huh, de adaptare darwiniste, atunci ești într-o circularitate grea. Problema e că nu întotdeauna ne putem îndrăgosti, nu?
Ceea ce favorizează o relație monogamă, da, care este, din punct de vedere al ecologiei comportamentale umane, optime pentru ecosistemul nostru. Da. Poate nu e optim în Ghana sau în Kenya sau în alt loc. Ce voiam să zic este că noi ne putem îndrăgosti, cel puțin așa arată practica, de persoana care e optimă din punct de vedere al biologiei. Și atunci, iarăși, nu mi-e confortabilă poziția asta, pentru că rațional pot să înțeleg. Ar avea sens să mă reproduc cu X, să caut să mă reproduc cu X și sigur și persoana respectivă îți va de lucrurile la fel, pentru că asta ar produce statistic cel mai mare succes pe viitor, adaptativ, etc. Dar dacă nu... Sau un plan cultural, că avem tot poziția lui Dawkins, memetica, ideea de descendenți intelectuali, să fii cel mai mare șmecher în știință. Să domini tot. Iarăși, la fel, dar pe dos. Dar pe dos, nu? Da. În plan noetic. Da. Iarăși, e greu de dat un răspuns univoc. Pentru că nu știm încă toate resorturile din spate. Cum ajung... Dar asta deja e o altă problemă și cred că chiar o să ne plictisim ascultătorii. Da, exact. Toate resorturile din spatele a ceea ce numim atracție umană. Ce face pe doi oameni să se placă? Nu neapărat să se îndrăgostească, să se placă, să devină prieteni. Nu e vorba doar de anumite considerente estetice, ci și de altă natură. Experiența anterioare, valori, tot soiul de lucruri. Bănesc că intuiești de ce ți-am pus întrebarea asta. Și anume pentru că preferințele noastre nu sunt perfect complet aleatorii. Spre exemplu, tu n-ai mâncat sticlă. De acord. Pentru că ai niște preferințe fundamentate genetic să nu mănânci sticlă. Fără îndoială, da. Categoric. Sau n-ai mâncat, iartă-mă că spun, rahat, n-ai fi coprofag. Cum sunt anumite organisme? Da, care noi nu știm fenomenologic că ele nu simt o plăcere făcând aia. Că nu intrăm, apropo de how it's like to be a bat și de ce discutam. Nu, în pauză. Și anume, te-am întrebat asta pentru că atunci când încercăm să definim sănătatea mentală, fiecare din paradigmele despre care tu ziceai operează cu o anumită poziție normativă ascunsă. Spre exemplu, comportamentalistul ce ar zice? Modifică-ți mediul astfel încât să crească frecvența și probabilitatea de apariție a comportamentelor care îți cresc funcția de adaptare neodarvinistă. Cognitivistul ce ar zice? Purifică-ți mediul sau procesul de gândire astfel încât să n-ai niciun fel de distorsiune cognitivă sau distorsiunile tale măcar să fie prosociale. Umanistul ce ar zice? Sau psihanalistul? Rezolvă conflictele, ar zice psihanalistul, dintre id și superego, întărind ego-ul din interior care e la mijloc, nu? Și atunci, noi în fața tuturor acestor poziții normative, da? Se pune întrebarea cum să definim ce înseamnă maximul de sănătate mentală. Acum, poate că putem să găsim o cale de ieșire, o șmecherie, spunând că, de fapt, nu trebuie să găsim o definiție care să ne dea o descriere a sănătății mentale, ci putem să o privim mai degrabă ca un ideal. Ca un ideal, cum ar spune Kant, așa, regulativ, adică ceva către care trebuie să ne îndreptăm. Și cred că ar fi o poziție asigurată. La urma urmei, atâta vreme cât nu putem ști precis sau nu, nimeni nu poate să spună, uite, asta e. Sănătatea mentală e asta. Așa cum putem spune în cazul ficatului. Nu putem spune în cazul ficatului cam între ce parametri funcționează normal. Ăsta e un ficat sănătos. În cazul minții, nu e atât de simplu. Și atunci, proiectând așa ca ideal, am putea să ne apropiem, cum ar spune Popper, nu prin aproximări succesive și să vedem care funcționează, care nu. Cred că n-am mai fi nici... Care funcționează în raport cu ce parametru? Că dacă am naturaliza, am ajunge la ce ziceam anterior. Cum, hai să zicem o medie, că până la urmă n-am prea discutat noi despre... Deși, oarecum sunt sinonime, normalitate. În raport cu, aș spune, cu normele sociale dintr-o anumită epocă. Și deci asta înseamnă, la finalul zilei, că și tu ești constructivist, slab. Adică admiți că undeva acolo există o mică influență cauzală a viciilor noastre inerente în ceea ce considerăm a fi dezirabil. Și de care nu putem să scăpăm în medicină. Credeam că ai uitat, dar da, am rămas dator cu răspunsul. N-am uitat.
Ăsta e răspunsul, într-adevăr, și eu sunt mai degrabă înclinat către un constructivism slab. Un Pentru că constructivist slab, da. Nu cred că mai putem fi astăzi excesiv de realiști. Sau dacă suntem, ajungem în paradoxul pe care ți l-am dat cu Bertolt Weissner. Da. De genul, atunci... tot ceea ce contează e reproducerea mea, da. Narcisism genetic, narcisism cultural, să-mi reproduc ideile mele și în detrimentul adevărului. Deci, nu? Adevărului și genele mele în detrimentul adaptativității. Și e un, aș spune, ăsta e un pariu foarte riscant. Pentru că nu știu niciodată dacă nu cumva altceva m-ar face să mă simt mai bine. Nu, hai să terminăm cu ceva interesant aici, da? Seamănă puțin cu mașina viselor lui Nozick. Și eu când eram student mă gândeam adesea ce contraargument să-i dau lui Nozick, deci n-aș folosi mașina viselor. Și am stat și m-am gândit câtva timp să-mi spui dacă am gândit coerent. Și am zis așa, mă, Homo erectus, dacă l-ai fi băgat în mașina viselor al lui Nozick, care îți făcea orice fel de plăcere, ai fi zis, visul meu este să fac sex cu femeia sau cu bărbatul, să mănânc o prepeliță. Omul din evul mediu ai fi zis, mă, să fiu acolo încununat de papă, sunt episcop. În epoca, nu știu, modernă, ai fi zis altceva. În secolul 20 ai fi zis heroină. N-ai cum să rivalizezi. Mimează că e endorfină. Dar în secolul 21 avem acum niște substanțe de 1000 de ori mai potente decât heroina. Unele sunt folosite și ca arme chimice de către ruși în mare parte. Și atunci argumentul meu mi-a venit, gata, știu argumentul. N-am de unde să știu că în viitor nu o să găsesc, sau societatea nu o să găsească o plăcere de 1000 de ori mai mare. Sunt limitat la fenomenologia mea tranzitorie. Da. Și atunci asta însemna că sănătatea mentală ar fi curiozitatea de a descoperi viitorul în direcția de a descoperi satisfacții mai mari, pentru că viitorul ne poate surprinde plăcut? Cred că putem spune asta. Mă gândeam la ce am discutat noi mai devreme înainte de pauză, cum ar fi sau cum i-am privit pe cei de dinainte de apariția psihiatriei și poate cum se vedeau și ei pe ei înșiși. Dacă proiectăm în viitor, e cam același lucru, nu? Nu știm. A, sperăm într-o societate mai aproape de Star Trek, utopie... Sperăm, bine spus, sperăm. Sperăm. Pentru că nu știm, nu? Așa, nu știm. Asta ziceam, e sănătatea mentală, practic, o speranță că viitorul îmi rezervă plăceri mult mai mari decât cele din prezent? N-aș putea să dau un răspuns categoric. De multe ori mă întreb, oare cum ne-ar privi cei din urmă cu 200 de ani? Oare, sau ca să rămânem în cadrul strict al filozofiei, ce ar fi spus, nu știu, Descartes sau Kant despre ce se întâmplă astăzi cu lumea sau ce se întâmplă astăzi în filozofie? Și uneori vine să zic, păi cred că ar fi zis, da, au luat o raznă. Așa că mi-e greu să spun ce s-ar întâmpla sau ce se va întâmpla în viitor. Mă tem că s-ar putea și noi, dacă am avea cumva șansa asta, prilejul ăsta de a vedea ce se întâmplă acolo în viitor, să spunem și același lucru. Au luat o raznă. Am înțeles. Deci ideea centrală ar fi că cea mai bună poziție ar fi constructivismul. Există componente normative determinate de anumite entități care au impact sociopolitic mare, da. Dar spre fericirea noastră acele entități sunt oameni foarte deștepți și culți care sunt autocritici. Și la fel ca o specie care e în perpetuă evoluție și știința e în perpetuă evoluție. Absolut. Pentru a găsi cele mai bune moduri de a tăia puiul, nu? Ca poate, Platon. Sigur, poate de a nu gâdila natura la încheieturi. Poate mâine, peste 100 de ani, s-ar putea nici constructivismul ăsta slab să nu mai fie o poziție bună. Pentru că lucrurile, cum ai spus tu mai devreme, sunt în schimbare, nu? Știința evoluează. Și s-ar putea peste 100 de ani să fie mai rezonabilă o altă poziție. Nu știu, acum, sigur, putem specula la sfârșit, putem spune trăznăi. Poate peste 100 de ani diagnosticul nu va fi pus de un individ cu ochelarii pe nas, așa, ci va fi pus de o mașinărie, de un calculator. Și n-ar fi asta antitetic exact ceea ce discutam, teza discrepanței adaptative, și anume că mai bine ne-am face și dacă suntem introverți și nevrotici să vorbim tot cu oameni decât cu programe? Da, ar putea să fie.
Dar mă gândeam strict la asta, la combinația Da, e mai asta eficient să între... programezi un robot Da. care are conștiinciozitatea infinită, nevrotismul zero, Și decât un atunci... om, dar nu e componenta Mai... umană care lipsește Da, acolo? fără îndoială că s-ar putea să lipsească și poate din cauza asta să nu ajungem niciodată acolo, ca să apelăm la serviciile unei mașinării în privința asta, ci să rămânem, nu, în contact unii cu alții și să căutăm ajutorul unii la ceilalți. Rămâne de văzut. Ok. Deci asta înseamnă că sănătatea mentală e un concept la fel de relativ și determinat de coordonatele sociopolitice și istorice, cum e și conceptul de zi-mi tu unul. Rapid, așa, ca să terminăm. Conceptul, dau exemplu ăsta safe pe care l-am mai dat, conceptul de specie, nu? De specie, da. E la fel de relativ. Corect. În raport cu, sigur, cu alte contexte de data asta, nu? Cu contextele operaționale din știința biologiei, dar, iată, în anumite discipline funcționează definiția asta, în alte discipline biologice funcționează definiția asta. Și în altele funcționează chiar și definiția care pentru mulți pare Scuze. trăznită, dar nu e definiția lui David Hall, care spune speciile sunt indivizi, de fapt, nu sunt clase, nu sunt mănunchiuri de indivizi. Și o specie este un individ. Dar asta e poate pentru o altă discuție. Sigur, îți mulțumesc extraordinar de muncă, ai acceptat invitația noastră și sper că ți-a plăcut. Mulțumesc mult de tot și eu. A fost foarte, foarte fain. M-am Diferit simțit de foarte bine. interviurile cu care ești tu obișnuit. Da, chiar a fost o discuție care mi-a plăcut foarte mult și m-am simțit foarte bine. Mulțumesc mult de Vă tot. mulțumesc și vouă pentru atenție. A fost domnul profesor dr. Laurențiu Staicu. Vă recomand să citiți cărțile, sunt foarte bune, mai ales Socrate în blugi, da, cum suntem noi acum. Bine, eu nu mă compar cu Socrate. Ba da, sunt la fel de prost ca și el, recunosc. Cum ar fi zis el, normativ, știu că nu știu. V-am pupat, o seară minunată să aveți și multă sănătate mentală.